Aflate pe locul 5, elevele lui Alexandru Iuhas erau obligate să câștige partida cu CSM Lugoj pentru a-și consolida poziția din clasament. Mă așteptam la un rezultat pozitiv pentru echipa noastră, după cele două înfrângeri suferite cu 3-0 la Dinamo și la Plaj. Nu mai puteam să mai facem niciun pas greșit, știind acum că trebuie să ne îndeplinim obiectivul. Partida a început promițător pentru CSM Târgoviște. Primul set a fost adjudecat cu 25-12, iar al doilea cu 25-22. Gazdele au câștigat teren ulterior și s-au luptat foarte bine, provocându-le pe târgoviștence să piardă un set, însă insuficient pentru a mai spera la victorie. Setul 4 a început cu un joc bun al gazdelor, chiar dacă pânățencele au revenit și au egalat la 15 puncte. CSM Târgoviște a câștigat setul cu 25-18. Primul set s-a câștigat, după părerea mea, foarte lejer. Al doilea set s-a mers, să zic așa, cap la cap până punctul 16-17 și după aceea am avut un final de set mult mai reușit. În setul 3, recunosc, ne-au condus aproape în permanență. Am revenit noi la 23 egal. După aceea, cu două servicii foarte bune, echipa adversă a reușit de a câștiga setul la 25-23. La finalul partidei, oficialii târgovișteni au făcut o scurtă analiză a jocului prestat în teren, concluzionând că asta apreciau Alina Gagea, chiar cea mai tânără din lot, că din ce văd ultimul timp văd că se mobilizează altfel, are mai multă încredere și noi chiar dorim acest lucru. Marta n-a jucat, a fost învoită, i-a avut un deces în Polonia, i-a decedat o nepoată și s-a întors a doua zi după meci. Bianca, în notă obișnuită, apreciez ca jocul bun al lui Bianca Moldovan. Au fost câteva jucătoare, două mai sigur, care pe mine nu prea m-a impresionat la meciul acesta. În perioada următoare, CSM Târgoviște trebuie să țină ștacheta ridicată, urmând să susțină trei partide de foc. Ne așteaptă trei meciuri foarte grele la Târgu Mureș, acasă cu CSM București și în deplasare la Piatra Neamț. Eu toate cele trei meciuri le consider derby.